Scriitorul mehedințean Viorel Mirea a lansat volumul de poezii Cărticica de dragoste odată cu venirea primăverii. Întregul volum de poezii lansat simbolizează forța lirică autorului, dar și simerenia adusă limbii române. Evenimentul a avut loc în incinta Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu, iar la lansare au participat scriitori, profesori și oameni de știință. Poeții sunt aproape imposibil de recunoscut, unde devine o pastă greu de analizat și greu de decelat. Scriitorul mehedințean Viorel Mirea le-a oferit iubitorilor de carte un mărțișor deosebit. Odată cu sosirea primăverii, acesta a lansat un nou volum de versuri realizat cu multă dragoste. Lansarea a avut loc în sala Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu. E o carte de dragoste care s-a născut de Crăciun odată cu nașterea Domnului, dar din vari motive pe care le cunoașteți dumneavoastră foarte bine, nu a putut fi lansată decât acum. Acum de mărțișori, și poate nu este întâmplător că albul și roșul, care sunt simbolurile lui Moș Crăciun, sunt și simbolurile mărțișorului, altfel se leagă lucrurile odată cu venirea primăverii. Este o carte într-o perioadă dificilă pentru noi toți și mi-aduc aminte aici de cuvintele lui Hölderlin, care sunt preluate foarte frumos de Heidegger, care spune așa: un vosu dichter und durchtinger Zeitung, la ce buni poeți în vremuri sărace. Păi tocmai în vremuri sărace cred că poeții sunt buni și artiștii sunt buni și creatorii, pentru că altfel vremurile ar sărăci definitiv. Autorul mehedințean Viorel Mirea este profesor, scriitor și cunoscut organizator de activități culturale, iar în momentul actual are peste 25 de cărți lansate. În Cărticica cu dragoste, acesta exprimă forța lirică, dar și înțelepciunea limbii române. E o carte care apare și care dă suflu și în momentele astea foarte grele pentru noi toți. Eu cred că poezia poate suplini această suferință noastră și poate aduce bucurie în suflete, mai ales că este vorba de o carte de dragoste și care are, printre altele, un fior al ei și care se repede în toate cărțile mele de versuri, care mai toate sunt cărți de dragoste. La eveniment au participat oameni de știință și scriitori renumiți ai județului nostru, iar întregul eveniment s-a desfășurat cu respectarea măsurilor impuse de pandemie.